Într-un final s-a stabilit. Municipiul Câmpulung va avea echipă de fotbal și în răturul campionatului Divizii D. Într-o nouă formulă cu mulți tineri jucători de la CSS Dinicu Golescu, cu Daniel Iftodi și Ovidiu Tica, antrenori, Academia de Fotbal Mușcelul Câmpulung va disputa în acest sfârșit de săptămână primul meci oficial din 2020, mai exact sâmbătă, de la ora 11 pe municipal, când o va întâlni pe Dele Repitești. Tot în Mușcel se va juca duminica de la ora 11 meciul Gloria Berevoiești CSCS iar CS Rucăr, a trei echipă din zona Muscel, va juca în deplasare la Buzoiești duminică de la ora 16. Celelalte partide ale rundei a treia din retur în divizia D se vor juca după următorul program. Fece Danus Coman, Voința Budeasa, ACS Recea, Real Bradu, Sporting Pitești, Basarabi, curta de Argeș, ACS Poiana Lacului, ACS Costești, ASE Colibaș, CS Mioveni și Vulturii Priboieni, ACS Campionii Fece Argeș. În acest sfârșit de săptămână se va da start și în returul campionatului județean de fotbal, seriile Sud, Centru și Nord. În zona Mușel se va juca după următorul program, Flacăra Botenea, Selerești, Cimentul Valea Mare, Pravăța, dragoslavele Ase Cetățeni, Fotbal Club Corpi, Voința Țițești, Contabilitate Stoenești, Vulturii Vulturești, Partizanul Vlădești, Unirea Bugia de Jos, Ase Godeni, Cese Domnești, Petrolul Hârtiești și Interaninoasa, Ase Bălilești. Toate meciurile se vor juca duminică de la ora 11, iar noutatea o reprezintă prezența în programul seriei Nord a echipei ASE Bălilești, formație care a înlocuit-o pe ASE Schitugolești, retrasă din campionat. Vizitează Sport site-ul departamentului sport al postului de televiziune musel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și video. Sportmuscel.ro, sportul în musel secundă cu secundă. Doi sportivi ai secției atletism de la CS Moșel Câmplung, Ionus Dumitru și Gabriel Miloș, însoțiți de antrenorul Lucrețiu Todorescu, vor participa între 11 și 16 martie în Ucraina la campionatul balcanic în proba de 10 km marș, competiție pentru juniori. Un rezultat bun al celor doi sportivi îi poate califica la Cupa Mondială. Vă reamintim recent la Craiova în proba de 10 km mar juniori 1. Gabriel Milos s-a clasat pe locul 1 și a devenit campion național, iar Ionus Dumitru s-a clasat pe locul al doilea.